Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea a organizat săptămâna aceasta o întrunire cu medicii veterinari și proprietarii de bovine și ovine pentru a discuta metodele de prevenire a apariției bolii limbii albastre. Până în prezent, în județul Vrancea nu au fost identificate astfel de cazuri. Simptomele durează 7-8 zile și se manifestă printr-o stare depresivă, imobilitate și slăbire fizică, simptome care duc în final la moarte în peste 70% din cazuri. Se constată o creștere de temperatură, hipertermie, care evoluează cam în jur de 2-4 zile, dispneie, o respirație destul de greoaie, o congestie a mucoaselor bucale, ale pielei, de pe față, pe picioare. Tocmai de aceea se constată și o modificare de culoare a limbii, luând o tentă violacee și tumefierea a limbii, cu apariția anumitor eroziuni, atât pe gingie, pe buze, pe față, pe picioare, tumefierea picioarelor animalelor datorită acestor eroziuni și modificări. Se hrănește foarte greu, se deplasează foarte greu, pe genunchi sau pe coate. În cazul în care se observă prezența simptomelor specifice bolii, crescătorii sunt îndemnați să se adreseze medicului veterinar din localitate sau direcției sanitar-veterinare, care recomandă o serie de măsuri specifice și nespecifice ce trebuie respectate pentru a preveni apariția focarelor de infecție. Măsurile care se impun sunt efectuarea de curățenie în adăposturi și în jurul acestora, instalarea de plase la nivelul ferestrelor, la ferestrele adăposturilor cu ochiuri de 1-3 mm aspersate cu substanțe insecticide pentru depărtarea vectorilor, îndepărtarea gunoiului de grajd din apropierea adăpostului și duș amenajat într-o platformă cât mai departe de adăpost, iar totodată această platformă și ea să fie dezinfectată și dezinsectată. E efectuarea de dezinfecții periodice în adăposturi. De asemenea, să avem în vedere și faptul că animalele să fie în spații închise în adăposturi între orele 18 și 6 dimineața, pentru că aceasta este perioada când vectorii sunt în acțiune. Mai avem în vedere și transportul de îmbarcare și debarcare a animalelor să se efectueze în această perioadă prezentată și să avem în vedere mijloacele de transport să fie autorizate, să fie închise și dezinfectate. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare îndeamnă crescătorii de animale să respecte toate măsurile de prevenire, întrucât, începând de la anul acesta, nu vor mai fi acordate despăgubiri pentru animalele infectate cu virusul care provoacă boala limbii albastre. Vrâncenii care au lucrat în străinătate cu forme legale, care au împlinit vârsta de pensionare, pot solicita la întoarcerea în țară drepturile de pensie. Peste 200 de vrânceni beneficiază de pensii comunitare. Vrâncenii care au lucrat cu contracte de muncă în străinătate și împlinesc acum vârsta de pensionare pot solicita în anumite condiții acordarea dreptului de pensie în Vrancea. De asemenea, cei care s-au stabilit în unul din statele în care au lucrat trebuie să se adreseze instituției similare casei de pensii din țara respectivă. Peste 200 de vrânceni sunt înscriși în evidențele casei de pensii Vrancea ca beneficiari ai unor pensii comunitare. La această dată, în evidențele instituției noastre, sunt un număr de 278 de dosare de pensii comunitare, unii beneficiari având domiciliu în România, în timp ce alții au domiciliu în străinătate. Aceste persoane au realizat stagii de cotizare în țări ca Austria, Franța, Spania, Grecia, Italia, Suedia, Ungaria, Israel, Cehia, Norvegia și Anglia. De precizat este faptul că nu se poate solicita pensie nici în România și nici în alt stat, atâta timp cât solicitantul nu îndeplinește condițiile de pensionare reglementate de legile în vigoare din țările respective. Cererea trebuie să fie însoțită de toate documentele din care să rezulte perioadele de activitate ale solicitantului, adică carnetul de muncă sau adeverința eliberată de foștii angajatori din țara noastră pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001. Direcția de dezvoltare Servicii Publice Focșani a scos la concurs mai multe posturi de muncitori necalificați, dar și două posturi de șofer. Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul instituției.
6 posturi sunt disponibile și au fost scoase la concurs la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Focșani. 4 sunt pentru muncitori necalificați, dintre care 3 la spații verzi și 1 la biroul Administrare Cimitire și Prestări Funerare. Alte 2 posturi sunt de șoferi, unul la Serviciul Mecanizării Ridicări Auto și celălalt la Compartimentul de Dezinsecție. Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituției din strada Mărășești, numărul 76. Direcția de Dezvoltare scoate la concurs câteva posturi de muncitori calificați, necalificați, șoferi. Înscrierile se fac până pe data de 29 septembrie, probele urmând a se desfășura pe 5 octombrie. Cei interesați pot veni la sediul instituției să se intereseze de aceste posturi. De asemenea, instituția a mai scos la concurs și un post de inspector de specialitate gradul 2 la compartimentul de întreținere spații verzi, parcuri și grădini publice. Înscrierile s-au finalizat. Proba scrisă a fost fixată pentru data de 29 septembrie, iar interviul pentru data de 2 octombrie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează mâine bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Aproximativ 1500 de vrânceni sunt așteptați să se întâlnească cu reprezentanții angajatorilor. Firmele care angajează absolvenții ai instituțiilor de învățământ din promoția 2015 beneficiază de subvenții din partea statului. Facem cunoscut tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și absolvenților din acest an de unități de învățământ că pe data de 25 septembrie, adică vineri, săptămâna aceasta, organizăm bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, începând cu ora 9, la fostul cinematograf Balada în Focșani și la Casa de Cultură din Adjud. Deci acțiunea începe la ora 9 de dimineață. Așteptăm absolvenții să vină la această bursă care le este dedicată, dar nu numai pe ei, așa cum am menționat, orice persoană care dorește un loc de muncă. Agenții economici pot primi lunar timp de 12 luni sume cuprinse între 600 și 750 de lei pentru fiecare absolvent angajat, în funcție de forma de învățământ absolvită. Vremea caniculară de anul acesta a făcut ca piața strugurilor din județ să fie una superioară din punct de vedere calitativ. Astfel, în piața Moldovei din Focșani, comercianții au pus la vânzare diverse soiuri pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. În funcție de soi, prețul unui kilogram de struguri pentru consum este cuprins între 1,5 și 6 lei. Ca producție nu este foarte mare, în schimb este foarte calitativă. Adică după cum se vede și marfa, și la ceasla, și la fuzalie. Struguri bune. Da, mulțumim lui Dumnezeu, anul ăsta da. Sunteți producător propriu? Sau? Da. Din ce zonă? De la Urechești. Și struguri pentru vin aveți? Da, sigur că da. Vindeți angro sau? Nu mai la angro, da. Și prețurile cum sunt? Prețurile în jur de un leu ne-am dorit, dar am înțeles că deja au început să vândă și cu 80 de bani. Asta e jalnic. Aveți vânzare? Așa. Potrivit. Ce soiuri aveți? Muscat de Hamburg, afuzalie și ceasla. Și la ce prețuri? 2,50, 3 lei și 6 lei. A mers binișor. Nu vine bine. Vânzarea merge bine? Am avut și zile bune și zile rele. Asta e. Ce soiuri aveți la vânzare? Ceasla, muscat, hamburg parfumat, afuzalie și coarnă. Și cum vi se par prețurile față de anii trecuți? Prețurile sunt un pic mai scumpe, dar ce să faci? Asta e și marfă de calitate, într-adevăr, frumoasă. Seceta din această vară a grăbit culesul de struguri, producția fiind afectată și de căderile de grindină din unele localități. Astfel, de la o producție de 10 tone pe hectar, anul acesta unii viticultori nu vor culege mai mult de 5-6 tone pe hectar. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se menține în general frumoasă. Cerul va fi parțial înnorat, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade Celsius, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!